Dumneavoastră, ce treabă aveți la noi în emisiune? Nu știu, și eu mă întreb. Să nu uităm de microfon. Pentru ce m-ați chemat, nu știu. Păi noi îl chemasem pe Antonio cu mama lui. Da. Păi și de ce n-a venit cu mama lui? A venit cu mama lui. Și mama lui unde? E aici, lângă el. Tu ești mama lui. Eu sunt mama lui. Și eu sunt mama lui, tata lui Tutankhamon. Doamne, măicurița domnului, ce frumusețe de femeie. Doamne! Eu am venit pentru tine, Teo. Și pentru tine, Pursuc. Nu, lăsați că pentru mine a venit el, nu e nevoie. Nu uita de microfon. Eu am venit pentru tine, crede-mă, din tot sufletul meu, îți spun. Da? Deci eu te admir foarte mult și dacă era o altă emisiune, să știi că nu veneam, doar de dragul tău am venit. Și este ultima apariție în care s-o apar la televizor, doar la tine. Păcat, îți mulțumesc din suflet, dar e păcat. Cu Antonio, convinge-o tu, te rog. Săracu, tu ai rămas cu florile în brațe și eu cu ochii pe mama ta. Mulțumesc mult, mult, mult. Hai să ne așezăm. Vai, ce frumos. Mă, îmi pare rău. Am cântat ieri suficient. Eu l-am ales, sper să-ți placă. E foarte frumos, e un buchet superb. Așa. Dragii noștri, în primul rând, eu nu mă așteptam. Și presupun că voi auziți asta tot timpul. Tot timpul ca tu, Gianina, să fii atât de tânără și atât de frumoasă. Adică ai făcut un copil la... Să rămână. La 23 de ani. Și la are 21? Da. Ok. Sunt în continuare. Îmi revin. Se șochează adesea oamenii când te văd? Cam da, nu? Cam da, Teo. De când erai tu mic, mami a fost cu tine. De la primul antrenament, a mers cu tine în Olanda, te-a convins să te întorci. Nu m-a convins. Nu? A fost în dubii în privința de a veni în România. Ah, da, că nu prea voiam București. Nu prea voiam București pentru că e un oraș în care poți... Să te pierzi. Să te pierzi, într-adevăr. Dar după ce am venit la Rapid, chiar a fost mândră de alegerea mea. Și e fericită în momentul de față pentru că joc la cea mai iubită și frumoasă echipă, Rapid București. Indiferent. Chiar scuze, da. În plică aici. La... A zis și Nea Gigi, 6 milioane, îmi pare rău. Minim 6 milioane de suport. Gianina, te-am urmărit mult. Am citit despre tine, te-am ascultat vorbind și ce m-a impresionat foarte tare este faptul că tu vorbești despre această mini-echipă pe care o faci împreună cu fiul tău, despre un continuu noi. Da. Noi am plecat, noi am fost la antrenament. Te duci cu el la antrenament și din solidaritate cu el stai în frig? Da, Teo. Cum așa? Cum să-ți spune, Teo? Lui îi place foarte mult ceea ce face, da? Eu văzând la el că îi place foarte mult, atunci eu am decis să merg cu el oriunde. Ce vrea el să facă? Unde vrea să ajungă el? Eu îl voi urma atâta timp cât el o să mă vrea lângă el. Și eu simt că el încă are nevoie de mine. Nu știu pentru cât timp, dar eu oricum, și dacă nu va mai avea să nu mai stau cu el, eu voi sta în umbra lui tot timpul. Ce te determină să fii atât de atașată? Că mă gândesc că nu ți-e întotdeauna ușor. Nu mi-este ușor, Teo, dar crede-mă, lângă el totul este ușor. Adică pot să trec mai repede, peste orice. Când el este lângă mine, suntem amândoi, da, adică suntem un întreg. Împreună facem totul, adică noi reușim să facem totul împreună. Voi sunteți niște oameni care, niște oameni foarte credincioși, amândoi. Mai mult el, Teo, recunosc? Da. Într-adevăr, sunt foarte credincios. Merg când am timp liber la mănăstiri, la slujbe și mă liniștesc la biserică. Și este un loc pe care îl ador când merg la biserică și la mănăstiri. Cunoști mulți tineri în această situație spirituală? Mulți se miră că sunt genul ăsta de băiat, dar pentru mine nu contează ce spun alte persoane și mă bucur că pot merge pe drumul acesta pentru că este un drum bun, da, sigur, spre credință și mă ajută pe mine să fiu liniștit pentru că am nevoie de liniște, pentru că fac sport și trebuie să am multă liniște. Sunt foarte multe lucruri de spus, multe lucruri pe care sunt convinsă că dumneavoastră cei de acasă le simțiți. E o energie între cei doi.
Dar să știți că nu-i tot timpul atât de roz pe cât pare, pentru că uneori pe stadion se mai rostesc vorbe pe care Antonio la Mănăstiri nu prea le aude. Dacă înțelegeți ce vreau să spun pe după vișină. Și la un moment dat, Gianina era în tribune, Antonio n-a avut cel mai fericit meci și de acum vă rog să preluați voi. Gianina, cum a fost? Da. Eram acasă la noi la Galați, da? Și el nu făcuse un meci strălucit. Și atunci, suporterii toți, eu fiind lângă ei, printre ei, în mijlocul lor, au început să-l înjure. Să-l înjure. De obicei se înjură? Se înjură, da. Da, dar nu se înjură de vecini? Nu, nu, doar de mame, da, atât. Doar, da, de mame. Da, da, da. Și neștiind că eu sunt mama lui, au început. Și atunci vedem că toți, adică foarte mulți lângă mine, deja mă iritau. Și m-am ridicat în picioare și am spus, eu sunt mama lui. Pentru că numai de mamă se înjura și eu sunt mama lui. Și te-a crezut cineva? Nu știu, dar au muțit. Da, au muțit cu toții și n-au mai scos un cuvânt până s-a terminat meciul. Vi s-a întâmplat vreodată să se considere că sunteți, de fapt, mai... că nu sunteți mamă-fică, ci doi tineri îndrăgostiți? De foarte multe ori. Ați pățit, nu? De foarte multe ori, da. Pe stradă ne spuneam cine e prietena ta, e iubita ta. Sau pe Instagram, când mai puneam o poză cu ea, îmi comentau fel de fel de persoane și îmi spuneau că ce prietenă frumoasă ai sau ce soră frumoasă ai și le spuneam că nu e așa, este mama mea. Foarte, foarte interesant, foarte interesant. Spune-mi că tu te duci la toate antrenamentele și stai între ei. Acum... Teo, acum nu pot să mai mă duc la antrenamentele, da, lui, da? Dar la meciurile lui mă duc, care sunt aici în București, da, mă duc. În deplasări, când se duc, nu pot să ajung după el. Îl aștept acasă, văd la televizor meciul, stau cu gândul la el. Ți s-a întâmplat vreodată ca Antonio să-ți facă semn? Mamă, ninge! Du-te și te adăpostește! Da, 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 da. La noi, da. Chiar era mai micuț el și îmi spunea, îmi făcea semn să mă duc spre vestiar, pentru că toți părinții erau acolo, eram singură afară. Și eu stăteam acolo, pentru că zice, dacă el stă în frig, adică să stăm amândoi, să suferim amândoi, nu să-l las doar pe el, adică eu aș fi crezut că îl las doar pe el în frig și eu mă duc să mă încălzesc. Și nu puteam să fac lucrul ăsta, stăteam cu el acolo, zic, afară să-l văd, și el îmi făcea semn să mă duc, du-te, zic. Era foarte frig, adică cu minus 2-3 grade și ea stătea și îndura frigul pe care îl înduram și eu. Și făceam semn să meargă în vestiar, pentru că acolo aveam calorifer și era mai cald și părinții altor copii stăteau deja în vestiare. Și îi făceam semn și ea nu mergea și la un moment dat mă supăram că nu vrea să meargă. Și nu ne înțelegeam pe tema asta. Acolo nu erau mămici, erau doar bărbați. Eram singura mămică de acolo. Știi că am vrut să te întreb și asta? Da, cam singura mămică. Câte, da, mame vin? Nu vin. Mai ales... Tu înțelegi și jocul, adică da, știi? Da, înțeleg tot acum. Eu sunt cel mai mare critic al lui. Deci după meci eu sunt cel mai mare critic. Și cum îi spui? Îi spun, pentru că nu mi-a plăcut. Îl întreb. Fă, bă, preluare, bă, putere, bă. Fă, bă, și dă-vă din prima, bă, cu exteriorul. Nu mai sta, nu? Unde sta, nu într-un stai, loc, ține, bă, marcajul la om. De ce stai acolo? Da. Ei, da, bravo. Da? Bă, și mereu ți-am zis ultimul fundaș. Și unde stai, mă, jumătate de pas, că intri în offside. Nu, că nu-ți fundaș. Da. Joci numai lungă și pe a doua. Pe ce post joci? Joc mijlocaș dreapta, ofensiv. Ok. Să uită la televizor și domnul Nicolae, nu? Da, cred că da. Salutăm. Domnul Nicolae, să vă pregătiți că o să vină o ofertă pe adresa clubului. E ca și luat la FCSB. Nu, niciodată. O să vină domnul Gigi. Niciodată. Nu trădăm. Te-a auzit acum Gigi că ești cu biserica și credința, la revedere. Nu trădăm clubul iubit. Nu spune niciodată. Așa, eu cred că ești corect, dar Rapidul mi-a oferit totul în momentul de ești față. Ești profesionist. Și... Corect, sunt profesionist, dar Rapidul mi-a oferit, familia noastră, mi-a, da, oferit tot ce am în momentul de față. Noi vă mulțumim foarte mult. Noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Sperăm să ne mai vedem suflet, cu efectiv drag, ca prietene aici pe canapea, să stăm, să povestim, să stăm la tacoale și să vorbim. Mulțumim tare, tare mult. Iubitele lui Antonio. Atunci, da, cu mare drag.